poza asta, deși știu că e făcută de prietenul tău, care nu sunt eu în momentul ăsta. Salut, șacalilor, ce faceți? Frumoșilor, astăzi o să facem ceva ce s-au mai făcut și acum vreo 5 ani, și anume o să-i dau note la poze iubitei mele aici, Andrada, de față. Și ea la un moment dat o să-mi dea și a mie, numai eu nu prea am pozi. După cum puteți vedea, ne-am adaptat sărbătorilor. Dacă s-ar da un pic gagicuța mea, nu stau, nu, vine un pic mai. Așa, acolo se vede Crăciun fericit, vedeți? Ca să nu comentați, vă zic eu, Bradu nu are beteală pentru că Andrada a vrut să n-aibă beteală. Eu n-am văzut în viața mea Brad fără beteală, dar am zis să-l facem. Am vrut, dar nu mai aveam bani de aia care arăta bine. Nu spune asta că n-am acum să... Arată-mă pe aia care avem beteală, asta e beteală. Ne-au dat o beteală ca da la club. Vă nu uitați, lăsați un like, poate clipul ăsta apare înainte de Crăciun. Ne facem și noi alea cu Bradu, cu beteală. Nota mea la această poză. Bă, mi-mi place, o să-i dau un nota nouă la asta. Oh. De ce? Pentru că am făcut-o eu și mi se pare o poză extraordinară. M-am meditat luminile și tot. A, deci tu practic dai notă la ce ai muncit. Ok, hai să nu mai... Începem cu adică, poza asta este... Îmi place, este interesantă, da. Dacă eram altul, știi, care voia să uite așa la tine, îmi plăcea ce văd, n-am să zic. O fetiță okay. Frumos, cu rochii neagră așa. Dar nu e ultra spectaculară, asta e un 8, așa, înțelegi? Așa, cum s-a putut. Deci da. Este, dar mi-ar plăcea. Cum, rochiță, mână pișol, se vede acolo curbarea. Sărăcie. 90, 60, da. 90, atenție, da. Bă, acum vreau să vă spun despre Matchmasters, care este sponsor videoclipului de astăzi și vreau să ți-l arăt și ție. Deci joculețul ăsta te prinde tare rău de tot, pentru că trebuie să-ți învingi adversarul prin combinații mai bune decât el și o să intru și în meci ca să-ți arăt. Deși, sate, sunt peste 10 milioane de playeri în jocul ăsta și ai o mulțime de joculețe de astea scurte și la fiecare poți să câștigi premii. Deci eu acum aleg un booster și voi, dacă vă instalați joculețul de pe link-ul pe care l-am lăsat eu în descriere, puteți să câștigați mare pachet Christmas Piñata. Și pachetul ăsta vă dă bănuți, skin-uri și mai ales boosteri speciale. Și când ești în meci folosești boosterele cum le folosesc eu acum, spre exemplu, ca să-i bați pe ceilalți foarte ușor. Dacă vă instalați jocul pe link-ul din descriere, urmează să vă povestesc cine o propus cei de la Matchmasters, așa că aveți jocul în descriere. Eu aș fi pus-o pe asta, da? Asta e a doua poză de după. Eu pe asta aș fi pus-o, sincer. Ce nu-ți plăcea de cine? De la purceluși ăștia de jos? Mamă, trească foamea, purceluși. Le-ai mai dat și de mâncare mere? I-am pus în ordine, așa. Sunt nutriți. Deci când scârlige, trebuie să-i fac... Ai, că am glumit. Urmează această poză. Deci asta este una dintre pozele mele preferate. De ce? Vrei să... Oar, de ce? La asta chiar îi dau, la asta îi dau 10. Și știi de ce? Pentru că mi se pare mai shady așa, mai sexy. Este și mai sexy. Și îmi place mult cum te uitai, înțelegi? Poza asta, deși știu că e făcută de prietenul tău, care nu sunt eu în momentul ăsta, este exact ce se caut acum în zilele astea, ce să ne așa. Adică ce? Puțină butică? Da. Au făcut 12.000 de like-uri. Oare, deci, bă, n-ai cum. Știi ce face poza să vadă mișto? Că ți se mișcă părul, gen. Și că pare un pic dinamic, ai, știi? Tot. Adică am două elemente dinamice. Apa și părul tău, înțelegi? Ceea ce o face o compoziție dinamică, înțelegi? Au ieșit da? Din tine. Păi, vorbim, sunt domnule la facultate. Domnule, am terminat un arte de-astea, cum se numește, fotografii. Poza asta... Cringe. Nu-i cringe, ai depus da. Un pic de efort, la modul ai luat, da, am depus, ai adus un skateboard, cringe. Ce să alea gogoși de picior ăla în poză? Aici, la pe stradă, în păduri, trecea trenul, erau câini, vagabondi. Trească familia. Da, a, nu pe asta am editat-o eu? Sniculețul a editat-o și nu eram împreună aici. Încercai să mă convii. Opa, păleacă de shady behind the scenes. Un pic de spicy, mâncăm Chinese. Am făcut-o să arăt. Ah, nu, de fapt nu retrag, nu mi-a plăcut cum ai editat-o și n-am pus-o pe editat de tine. Nu te cred. Sunt mort tu, nu te cred. Da, mi-a editat 3 pozici. Mi-a dat editat în 4 moduri, mi-a plăcut niciuna, gen arăta groaznic. Adică eu eram în Grecia, în vacanță, stăteam pe date, consumam, plăteam acolo la abonament în plus, să editez ei poza, eram la mare în Grecia. Foarte colorat, zici că eram curcubeu, nu că acum arată mișto, arată nasol și acum arată rău, dar gen atunci ar fi arătat rău, rău, acum arată doar rău, știi? Și de ce zici acum? Că, adică am stat, ți-am editat... Nu ți-am zis și atunci? Mamă, trească, nu te cred că ești așa, deci dacă intru pe Lightroom, sigur rău. Deci... Ia uitați-o aici la Lightroom, la... Cum bă? Ia deci uitarea, ești... că zici că eram semafor, toate deci culoarele, ești... verde, roșu, albastru. Și-o bătut joc de mine. Și-o bătut... Bun, bun. Deci poza asta 6. 5, hai. 6. Nu, de ce dau 6? Dau 6 și eu, că eram cu albastru și mi-mi place albastru. Din clasa gagic mea mireasă, bă, ți-i zis că îmi place să pozezi așa, mireasă, nu? Da, chiar îmi place. Bă, asta e interesantă poza, n-a să zic. Trebuie să schimb părerea la celelalte, dacă o dăm... Dar aș vrea să dăm de la 1 la 5, mă, că e prea greu să... De la 1 la 10. 1 la 5, celelalte au fost gen un 2, 3 și asta îi dau un 4, cum ar veni. Bă, 4 la asta, sincer. 4 din 5. Eu îi dau 5, chiar am fost foarte mândru. Eu îi dau 5 că mi-a plăcut.
plăcut. Mi-a plăcut maxim, gen hai alea, că eram și machiată frumos. Băi, s-a sortat buzile cu... S-a sortat buzile cu covorul. Poza asta, ai ceva să spui? Îmi place, îmi place privirea și cam atât. Privirea ta? Mi se pare că nu-i fața mea, dar mi-e și bine aici. Gine, n-arăt așa. Bă, e interesantă că e colorat așa. Gen, mi se pare super. Bă, dacă au zis că scârții scaunele astea, că am uitat să zic, îmi pare rău. Nu, mă, așa... Nu, mă, un doi. Spargi, nici pe... Doi sau trei. Trei, hai, nu e cea mai proastă poză. Doi, trei. Trei așa medium, știi? Trei. E mid poza, nu? Poți să te pup sau să iau machiaj? Aici, pe braț. La mulți ani. Hai, trăiești. Poza asta este, ți-am mai zis, asta e poza mea preferată de la tine pe profil. Pentru că nu era machiat. Nu, bă, gen, mi se pare că e cea mai, așa, nu știu, ești eu. Și mie îmi place cel mai mult. Deci asta e 5. Cea mai sinceră poză, că sunt cu cafeluța în mână, sunt mediul meu acolo. Da, mi se pare că e așa, gen, bă, ești prost, nu cauți să arăți ceva, nu știu. Părul ăla în două nuanțe, ia uite. Bă, dar stătea bine așa. Mi-am luat și jumătate de față acum. Ok. Vreau să o pun la loc și am mai dat tot. Ok, să se mai vopsească ca și cum am două culori, da nu, sau nu în comentarii, citesc toate comentariile și dau inimă. Uitați-mi da și follow pe Instagram, da, dar asta este 5. Deci este poza mea preferată, nu pe asta o am și când mă suni, asta ești, ia uite. De ce ai pe Mirela la favorite? Ce Mirela, mă? Mm-hmm. Am vrut doar și noi bădăuați. Poza asta un... Nota 1. 2. 0,5. Bă, știi ce mi se pare? Mi se pare că aici ești foarte lungană. Deci să mori, zici că ai 1,85. E așa arăt. Haide, bă, las-o, nu-i te leacă ce picioare, gen, zici că ai o leacă de corp, uite ce picioare mare ai. Păi, dar chiar ești lungană, faptul că tu ești mic, te faci... 2, 3, maxim, 2,5. 0,5 a șterge-o, da? Am și-o ai, la univers... la facultate și... Ți-ai făcut și tu să pari că ești la medicină. Da. Următoarea poză, bă, asta e interesant. Deci zici că e statuia libertății. Un pic Hacy-facy, pentru că pot vedea prin costumul de mireasă. Atenție! Dar e așa Hacy-bacy. Hey girly, merly. Să rămână doamnă, dar ce să zic? Decolteu i-a făcut să vadă prin el, nu? Da, nu, îmi place asta. Deși pare că nu ești tu. Eram foarte machiată, dacă... Dar nu neapărat foarte machiată. Nu când zic neapărat că nu machiaj trident sau așa, dar expresia feții. Da, gen, pare că ești foarte serioasă și acum uite-lea cum ești. Nu, dar e interesantă poza. 4. Au câștigat vocile. Scârții scaunile, vorbesc vocile. Trească familia mea. Dacă vedeți cum e, da, o să vă arăt. Uite, vă fac o poză în momentul ăsta și vă pun pe ecran. Să vedeți cum filmăm noi acum. Bun, deci pauză să vă spun. Deci, vreau să fac un clip în care cumpăr cadouri scumpi de Crăciun, da? Și cei de la Matchmaster s-au zis că o să mă sponsorizeze din nou dacă o să vă instalați jocul pe linkul meu din descriere. Așa că dacă vreți să mă ajutați să fac clipul ăla șmecher, puteți vă instala jocul, l-am lăsat acolo în descriere și vă mulțumesc. Dacă spor la joc, primiți și pachetul ăla și ne vedem acolo și ne mai și duelăm și mersi mult de tot. Poza asta... Nu, aici trebuie să arăți toate pozele din Egipt. Bine, deci asta e prima, asta e a doua și asta e a treia. Adică cum ar veni avea haz. Era... Nu, eu nu știu să editez poze, gen dacă vreau să-mi scot ceva, să-mi scot un coș, să înlocuiesc o mizerie, eu nu știu să fac chestia. Așa că ori pun poza, ori nu mai pun. Și aici ca să nu se vadă Dacia aia, că mi se părea că strică, am zis că arată mai fancy dacă pun un arab sau o cămilă care pare foarte realistic. Deci în loc să dai cu braștul de la așa, 2. Da, mai dau și eu. Aici știi cum îi dau 3 că am încercat. Cu indulgență așa, nu? Poza asta, 5 out of 5. 10 out of 10. Bă, ziceți voi, nu stătea bine cu șuviță de asta roz? Când așa, sigur aveai numele pe Facebook Andrada Bombonica. Nu, Andrada șuviții roz. Eu tot încerc să-i zic să-și mai fac șuviții roz și nu vrea. Poate vreți voi. Dar și ce bă dacă ai șuviții roz la... Deja am o vârstă. Fă-ți mov atunci, să sortești cu mașina, faci o poză cu mașina. A, tipu, da, imaginează așa, violet tu, violet mașina. Mă simt bine și eu și tu. Tu de ce nu-ți faci bazca? Ai om unde să-mi fac o verică. Bă, eu sunt în proces de creștere. Vrei să-mi dai și tu câteva note la mine? Hai, sper că miroase urât ăsta. Hai să fac și o fază romantică. Dar cum de miroase urât dacă abia l-am spălat? Hai să mai facem o dată fază. Mamă, baby, cum miroase ăsta? Acă ai două clase. Poza asta. Ce ai mă, veri, ești prost? Merge așa al meu pic, îmi finiși sau gândeată. Ia să mă pun eu așa. Da, veri, da, gen, poți să faci de-astea? Da. Aaaa, o, era la mătuși, mi-a sus acolo pe deal. Aș photoshop-a, te-aș lua pe tine. Și mai pune în metro. În metro te-aș pune de tine. Nota 1,33. Măi, ești nesim, cum să-mi dai nota? Deci avem așa, 0,5 pentru poziții, pentru efort. Mai dăm 0,5 pentru ochelari, că la vremea aia era ok. 0,33 pentru încadrare. E o notă ca lumea, ești nebun. Am zis! 1,33? Da. Mi se pare că ai potențial și poți mai mult. Ema, băi! Asta e următoarea.
Heidi, nu te desfințeze acum, fii atent. Deci avem aici poză cu Selena Gomez. Bă, mie chiar îmi place Selena Gomez. Deci eram fan Alex în Waverly Place, nu mai puteam. Hai să dăm în continuare. Adică mi-a plăcut până la un moment dat. Hai, glumim, și-a pus al meu bluza asta. Uite alea cât ți-ai dat. Păi era de la femei. Te-ai dat și cu ruj pe buzi, nu știu, mai zic nimic. Păi era Caterinca. Haide, bă, zi, notă. Nu! Ok, deci acum filmăm un videoclip, nu putem să discutăm acum. Deci tu ți-ai dat acum aceeași culoare și la tricou și la asta. Deci eu cred că ăsta-i semn, tu încă te gândești la ea. Dacă aveți părinți psihologi, vă rog, dați-mi un mesaj și facem terapii de cuplu. Ai gândești asta. La ea? Nu, mai gândesc la ea. Și la ce mă gândesc? Ia, la ce te gândești? Mamă, cât de mare era Imperiul Roman. I don't class, băi! Hai, bă, nu mă lasă de aia la o poză. Zii not odată! 5! Asta știu că îți place ție, mă, și ai și la profil. Da. Dar nu-mi place. De, nu, stai așa, stai să fac o paranteză la toate pozele. În toate pozele îmi place cum arăți tu, chești. Că ești cuțul meu și ești foarte frumos. Deci uitați-vă, fraților, eu îi sărut piciorul. Poza pe care o am pistit tot îmi spune după un an jumate de relație că nu-i place. Nu mi-ai spus, ai zis că mamă ce... Mă refer că tu arăți atât de bine și ai un corp așa frumos. Poți să faci niște poze așa mișto, dar ai făcut poza asta aici, de puteai mult mai mult. Ai potențial, eu am încredere. Asta e că nu ai un 6 la școală și zicea de ai că poți să înveți. Bă, dar mă țin de lanțul, gen ești Kratos, sunt puș, sunt ce vreau, sunt semizeu, ești nebun la cap, sunt Kratos. Cât îi dai la ea? 3. Okay. Cam acesta a fost videoclipul. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să dați un follow pe Instagram dacă vreți să mai vedeți poze cu noi. Sau mă rog, mai mult știu că o să-i dați mai multe pentru că eu sunt băiat și n-am păr în cap. Dar o să arăt și eu bine. Vedeți voi în jumătate de an. Nu știu când postez asta, dar s-ar putea să fie înainte de sărbători, așa că vă zic Crăciun fericit. Vă reamintesc să instalați jocul Matchmaster, să aveți acolo link-ul în descriere. Și până data viitoare, ce să vă mai spunem? Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat. Mi-am pupat. Pa, pa!